Sunt un mesager pe veci dar din lume. Sunt un cântător spre patria de sus. Mi-am dus arta mea în slujba unui nume, nume înălțat și minunat Iisus. Lauda mea e pentru împăratul, nimeni nu-i ca el așa frumos. Sfânt și minunat a fost și nu e altul. Carnea mie era Iisus Hristos, cum să nu-i cânt, cum să nu-i cânt. Să cântăm ultima strofă împreună, care spune: spuneți tuturor să-și de ori și cine de iubirea lui și-l soberșul de har. Orice muritor ce sincer la el vine are viața în veci și mântuirea în dar. Nu vrei să vii sincer la Golgota, să te întâlnești cu o dragoste invinită care Iisus Hristos cu iubirea minunată fără de margine, când și în seara asta îți șoptești așa de minunat: Daniel, te iubesc, Ioana, te iubesc, Maria, te iubesc. N-auzi că cineva te iubește? Nu se duce aminte de momentele când n-ai avut pe nimeni aproape? Au fost clipe când n-am mai avut pe nimeni. Nici părinții nu m-au fost aproape, nici frații, nici surorile, nici prietenii. Vreau să vă spun că singurul care nu m-a lăsat niciodată. M-a ținut mereu în brațe, brațele acelea pierunite de cuie pe Golgota. E prietenul care nu dezamăgește niciodată, prietenul adevărat, Iisus Hristos. În seara asta este loc la Golgota pentru fiecare genunchi care vrea sincer să se întâlnească cu Iisus Hristos. Nu vrei să te întâlnești cu El? Haideți să cântăm împreună o ultima strofă și mă rog Domnului ca în aceste clipe Duhul Sfânt să se coboare în biserică. Duhul Sfânt să cerceteze sufletele noastre. Duhul Sfânt să treacă printre rânduri. Într-o zi se plimba cu cruce în spate pe străzile din Ierusalim și era schimbat și era bajocorit. Și l-am vândut de atâtea ori și l-am trădat eu de atâtea ori. El pe mine niciodată. De atâtea ori l-am lăsat plângând în marginea drumului și am plecat. Și când m-am întors înapoi, pentru că n-am mai știut de să mă duc, am spus: Iisuse, n-am pe nimeni. A spus: de ce spui că n-ai pe nimeni? Eu sunt tatăl tău și mama ta care te-a răscumpărat prin sânge pe Golgota.
De vei trece prin apele atunci, apele nu te vor mânca. De vei trece prin foc. Focul nu te va arde, că eu sunt Tatăl tău, eu sunt Mântuitorul tău. Și Tatăl minunat. Mă rog Domnului să ne cerceteze în acest moment. Duhul Sfânt să-și ia locul în această biserică și lucrarea asta. Să fie folosită de Duhul Sfânt. Amin. Spune-ți tuturor să știe și cine de iubirea Lui și-a să vă iubirea orice duritor ce sincer ai vinul lui Iisus are viața veci și mântuirea ta ce rege minunat la lăsăm barierele la boală. Cu ce să vă rugați? Pentru că știu că fiecare știți problemele cu care vă confruntați zi de zi și ce va pasă. Îmi doresc ca Domnul să elibereze sufletele noastre. Îmi doresc ca Domnul să elibereze inimile noastre. Să ridice povere. Ca bucuria noastră să fie o bucurie mare în Duhul Sfânt în continuare. Și așa cum stăm, haideți să ne rugăm. Fiecare știu că știți ce probleme aveți. Roagă-te și spune Iisuse, vreau cu adevărat să mă întâlnesc cu tine în seara asta. Mai ai loc și pentru mine? Vreau să spun că dacă n-aș avea un Dumnezeu mare să vă spun, nu că n-aș cânta o cântare, n-aș cânta nici măcar o strofă, nici măcar un vers, un cuvânt n-aș cânta. Dar pentru că am un Dumnezeu nemărginit, un Dumnezeu infinit, n-am cum să nu-i cânt, n-am cum să nu vă vorbesc despre dragostea Lui. Haideți așa cum stăm, fiecare cu ce problemă ai venit. Roagă-te!